De aceea, medicii stomatologi atrag atenția că cei care au probleme dentare sau au o sensibilitate să nu stea multă vreme în frig. Aerul rece agravează aceste afecțiuni. Nici cei cu dentiție sănătoasă nu trebuie să uite să protejeze zona feței când ies iarna afară. V-aș sfătui, pentru că sunt grade joase, nu? Negative afară, minus 7, minus 10 grade, nu? Vedem. Cel mai expus e facesul nostru, nu? Și în special buzele, în interiorul cavității bucale, dinții frontali, în special cei de jos, dinții frontali mandibulari, sunt cei mai expuși frigului, nu? Pentru că aici există și o vascularizație mai slabă și e primul impact pe care îl avem cu frigul. Protejată zona, da? Creme de față, fular, nu? Fulare, un plover cu gât lung, nu? Se poate folosi în perioada. Nu doar aerul rece dă naștere unor probleme de sănătate, ci și alimentele prea reci sau prea fierbinți. Deși avem tendința de a consuma supe sau ceaiuri calde, somatologii ne avertizează că o temperatură ridicată ne strică dinții. Nu foarte fierbinte, nu foarte rece, nu? Cât se poate la temperatura camerei, alimentele ar trebui consumate cât se poate mult la temperatura camerei. Consumate cu atenție, fără să face griji, Reces. fără excese, mai ales în această perioadă rece. Atenție la ceaiuri, nu? Că și ele pot colora dinții. Cafeaua. Și comanda măcar dacă e o cafea de expresor, o cafea măcinată, o cafea la ibric, nu? Decât o cafea de la automatele care le găsim pe stradă peste tot, nu? Un ceai de fructe, natural, nu? Putem găsi produse foarte bune în plafar, nu? Un alt semnal de alarmă pe care îl trag dentiștii privește medicamentele. Mulți luăm pastile pentru răceală, însă puțin știm că acestea ne pot face rău danturii. Medicamentele, în general, și ele afectează dinții, deci mare atenție, trebuie consultat medicul de specialitate, nu? Cel care ne prescrie un tratament, dacă ne poate influența sănătatea noastră orală, sănătatea noastră de a conduce autovehicule, nu? Pentru a ne asigura că trecem cu bine peste zilele friguroase de iarnă, trebuie să avem grijă de întreg organismul, implicit de starea de sănătate a dinților.